De când am mai fost pe aici, bă, băiatul, am și uitat. Era limita aia de viteză. Nu, n-am luat ăla. Nici cam să am unul, l-am pornit. Mi-am făcut cafea. L-am sunat pe Dani, dar nu răspunde, nu știu ce face, cred că nu e în cursă. Position found. De pe aici ceva radar, dar nu știu pe unde naibii ei. N-am mai fost de mult pe aici, uite ce fain se vede, ce mi-ar plăcea o căbănuță pe acolo pe jos. Că ceva stațiune și pe aici, cine știe. O zonă foarte faină mi-a plăcut aia de la Gex, din Franța, Franța cu Elveția acolo. Foarte faină zona aia, Gex. Nu, dar unde-o fi radarul ăla? Că m-aș cam mai întinde un pic. Hai să mai stau un pic la locul meu. Ideea e că aș vrea să și descarc. Ideea e că am de descărcat primul palet acum, care e oarecum urgent, să zic așa. Numai că este ultimul, cred că nu o să facă la spume cu stivuitorul când o să-i zic că trebuie să-i dea pe toți jos ca să-și le ia pe ăla. Dar pe nu se mai întâmplă. Ideea e că am fost încărcat și după aia mi-au fost date actele, știi? Și n-am știut ordinea, n-am știut nimica. Asta e, așa se întâmplă. Provocări, Vasilii. Provocări. Încă o chestie vreau să te rog. Știi vreo aplicație? Trebuie să intre pe băieții și din grupul de WhatsApp, dar nu funcționează internetul pe Nemția. Iarăși mă enervează chestia asta maxim. Dacă știi vreo aplicație care o pot instala. Am aplicația DKV-ului, o am, dar mai îmi trebuie o aplicație să știu unde este motorina mai ieftin. Păi am alimentat acum vreo 60 de litri cu 100 de euro, dă-l dracu să-l ia că m-a uscat pe mine gâtul. Nu știu, ce-mi recomanzi? Trebuie să iau legătura și cu băieții, uite, chestia asta n-am prea povestit-o cu ei, știi? Am alimentat înainte cu AS24, la ăla cât era, că ăla era singurul. Schwarz. Totuși am și de descărcat, parcă nu prea aș tot sta. Sim XX 600. Hai să crezi, ești actriță de telenovelă, bineînțeles. Ne spune imediat cam să am pe unde sunt neregulile. Să mă duc din coace să treacă și oamenii ăștia. Uite ce faină e. Uite aici la Edeka. De aici cumpăram bere pentru... Așa, în sfârșit. La Edeka aici și la Aldi găsești mâncare mai cheap price. Mai ieftină. Chestii mai ieftine, să zic așa, știi? Și la Lidl. Turoc. Troc, troc. Nu, ăsta nu găsește nimic pe aici. Văd că ăștia merg întins. Ideea este că trebuie să te adaptezi oarecum și la stilul lor de mers. Adică în ideea că ești aici, da? Nu o să te pui să mergi ca nebunul cu 50 când ăștia merg cu 70. Înseamnă că este în regulă treaba aici. Știu eu ce știu. Ideea e că trebuie să te și adaptezi, pentru că altfel încurci circulația. Înțelegi? Înțelegi. You are so smart. Cred că era în curba acolo radarul ăla, eu nu l-am mai văzut. Sper că nici el nu m-a văzut. No, de aici putem să merem. Heilbronn, Karlsruhe. Bă, măcar văd așa nori din Franța, dacă nu... Nu pot să pun piciorul în Franța. mi-a plăcut foarte mult Franța. Mai ales pe naționalele alea. Mă lași să intru? Ok, merci. Servus. Eu mai salut din când în când, cu toate că ei sunt nesimțiți unii dintre ei, da? Atâta timp cât am număr de ro.
Îmi fac treaba așa cum trebuie. Avis, astea sunt multe pe Franța, am văzut. Îți de închiriat mașinile. Dar e ceva acolo cu becuri. A, ceva gabarit. Am mai întâlnit noaptea mai mult, o să întâlnești cu gabarit, cu astea de îți ocupă toate benzile, frate. Sunt foarte ceva macara asta și merge însoțită, pentru că merg încet, știi? Ui ce mișto. Fain. Și zona asta de aici mi se pare așa, parcă e lipsită de viață. Mamă, dar ce te bate vântul aici, bă, băiatule. E fain, e fain pentru că au foarte multe păduri și îmi plac, îmi plac zonele astea. Ar merge un outdoor, oi, oi, oi. O ieșire așa. Numai că la ăștia, că nu prea poți să faci foc în pădure, știi? Da, cred că poți să-ți găsești un loc. Abia aștept să descarc, să încarc și să mă pun să gătesc ceva, sper să nu ne prindă noaptea. Uite-l pe ăsta cu elefantul. Elefantul Cici și-a pierdut cipici și cere furnici să-i dau înapoi. Da, o, ci ca o memorie super tare, frate, elefant. Sunt foarte multe, cum le spunem noi oamenii, animale care sunt foarte inteligente. Mie, spre exemplu, dacă e să o iei așa, animalul preferat este calul. Calu, căluțu. Nu știu, îmi plac mie cai, mi se par fain. Viaduct, aici te... Ba, fii atent o chestie, deci exact, nu ăsta viaductul ăsta, era altul, în sfârșit, nu mai știu, tot pe Nemția. Mergeam aici, în fața mea era unul cu o rulotă, trasă, deci nu autorulotă, rulotă, fii atent. Nu poți să-ți dai seama tu de pe video ce se întâmplă aici, în sfârșit. Și mergea ăla în fața mea și... Nu știu dacă avea un 80-85. Și eu începeam să mă apropii. Și mă gândeam așa, zic, ia să trec eu dracu de ăsta, poate-i zboară rulota pe aici și nebun la cap. Bă, băiatule, n-am terminat de gândit, de procesat informația asta tâmpită și negativă. Deci știi cum a făcut rulota aia? Stânga, dreapta, dreapta, stânga. Mamă, băiete, deci am zis că în secunda aia se și răstoarnă ăla. Se răstoarnă automat, deci am... Eram sigur, deja îl vedeam răsturnat. Și s-a dus, a reușit să redreseze mașina și a venit aici pe banda de urgență. Și s-a dus încetuț, încetuț, o trecut de viaductul ăla. De asta zic, îți dai seama câte chestii se întâmplă, frate, nici nu m-am gândit vreodată la chestia asta, că te poți răsturna cu aia. Dar atunci, pe moment, zic, mamă, frate, e periculos, nu e ok, zic. Ia uite, mă, ce turn i-a pus lui ăla acolo, să aibă el internet gratuit. Ce dracu atâtea turnuri, bă, băiatule, că nu înțeleg. Vezi ce fain ori făcut, să poată trece animăluțele dintr-o parte în alta, știi? La noi nu există așa ceva. La ce te uiți, bă? Transmet. Tu aduci COVID, vaccine din alea, țăru. Ia uite alt din ăsta. Sunt foarte multe chestii din astea electronice, să le numesc așa. Nu știu de ce sunt atât de multe. De la elefantul Cici cred că le aduce. 46 de kilometri și e pe partea alaltă. Nu vine. Bă, multe, multe lucruri interesante am văzut în Nemția. Știi, și ăla, muntele ăla care l-am mai filmat, atunci așa am întrebat ce este și mi-ai spus tu că este ăla de sare, dacă mai ții minte. Și chestia aia cu tot felul de senzor, de și ăla, sistem din ăla, anti-racheta, anti-grindină. Ce vorbești, bă, că au ăștia o grămadă, frate? Ciorditorii ăștia.
Elefantul Gigi și-a pierdut cipici. Skip, ce mașină e asta, mă, frate? Unde se duceau la cules de struguri? Da, mă, și acum urcă și iar facem așa spre dreapta, mamă, dai că-mi dă refresh chestia asta. Ia uite, o, că a ieșit Sorel, bă, băiatule, ce frumos ești. Bă, dar nu te bucur, mă, când iese soarele, deci serios, lene. Știi, mai ales primăvara, când a ieșit soarele. Bine că acum e... nu mai e iarnă, nu mai e nimic, am sfârșit. Știi, când te brași tu fain, frumos, așa ți-ai bașcheții tăi cei noi, pac, pac, cu un parfum elegant, ieși afară. Știi, parcă altfel este. Nu știu, mă, când apare soarele ăsta, e minune. Minunea minunilor, izvorul minciunilor și peți apă plată. Cum dracu să cumpărăm apă? Bă, lasă-mă că m-a luat nervii cu apa asta.